Lecția 4 este dedicată cel mai înalt nivel de organizare a materiei vii, și anume organism. Pe parcursul istoriei, de rând cu marile descoperiri geografice, un flux enorm de informații s-a bătut asupra lumii științifice. Odată cu descoperirea noi teritorii, se descopereau noi specii de plante și animale. Și apărând necesitatea stridentă de a le clasifica. Încercări de clasificare au fost făcute încă în antichitate. Prima încercare a făcut-o Aristotel. Deci el clasifica lumea vie în trei împărății. Împărăția viului, unde includea animalele, împărăția minerală, moartă, unde intrau rocile, și împărăția intermediară, unde intrau plantele, deoarece el a observat, la fel ca și animalele, plantele posedau creștere și dezvoltare, însă la fel ca și mineralele, nu se deplaseau. La lecția a patra o să vorbim despre principiile de clasificare a lumii vii și despre cele mai vechi forme de viață de pe Terra. Virusii, formele acelulare de viață și bacteriile, ce fac parte din regnul Monera. Clasificarea lumii vii se face în bază de taxoni. Fiecare taxon reprezintă un grup de organisme legate prin relații de rudenie și care se deosebesc de alte grupe de organisme. Cel mai inferior taxon constituie specia. Specia este o totalitate de organisme care au aceeași structură anatomomorfologică, biochimică, genetică, se mulțesc liber între ei dând urmași fecunzi și populează un anumit teritoriu, numit areal. Genul este o totalitate de specii înrudite. Familie este un grup de genuri care au același strămoș comun, dar care se deosebesc după un șir de particularități însemnate. Ordine. Ordinele includ mai multe familii înrudite. Clasele. Clasele includ mai multe ordine înrudite. Încrengătura, sau pentru organismele vegetale folosim și termenul de filum, include mai multe clase care au particularități comune dezvoltate deseori la nivel de aromorfoze, ce le includ într-un sistem comun. Și cel mai mare taxon este regnul. Conform sistematicii moderne, în prezent, în lumea vie, există 5 regnuri. Regnul Monera, regnul Protista, regnul Fungii, regnul Plante și regnul Animale. Pentru identificarea speciilor, Carline a introdus denumirea lor în latină, pe care pe atunci de acum era o limbă internațională a științii. Mai mult, el a propus nomenclatura binară, astfel că denumirea speciei este alcătuită din doi termeni. Primul termen reprezintă denumirea genului. Al doilea termen caracterizează specia. De exemplu, Homo sapiens, Rosa canina, Vulpes vulpes, etc. Obligatoriu în examenul de bacalaureat o să aveți un item care are la bază principiile de clasificare a lumii vii și de taxonomie. Acest exercițiu o să vă ajute să vă determinați consecutivitatea expunerii taxonelor. O să dăm două exemple de clasificare a organismelor vii, unul la regnul animal, altul la regnul vegetal, ca să fie clar în ce consecutivitate și cum trebuie să fie pus taxonii. O să luăm o plantă, de exemplu, Rosa canina sau măceșul. Se începe tot cu taxonul specia. După cum spuneam, specia are doi termeni. Rosa canina. Dacă aș traduce mot a mot, ar însemna trandafirul câinesc. Și la regnul animal, o să ne alegem chiar pe noi.
de Homo sapiens. O să numesc Homo sapiens sapientissimus, omul deștept, prea deștept. Următorul taxon este genul. După cum spuneam, prima denumire din specie întotdeauna reprezintă și denumirea genului. Astfel că Rosa canina va fi genul Rosa și Homo sapiens sapientissimus va fi genul Homo. Totalitatea de genuri înlodite formează familii. Familia Rosaceae. Omul face parte din familia hominide. Mai multe familii înrudite formează ordine. Ordinul Rosales. Ordinul Primates. Suntem maimuțe. Ordinele la rândul său formează clase. Plantele cu flori au două clase, monocotiledonate și dicotiledonate. Măcești face parte din clasa dicotiledonate. După cum știți, omul face parte din clasa mamiferile. Mamalia. Clasele la rândul său formează filumuri sau încrengături. La plante numim filum. Măceș face parte din încrengătura sau filumul plantelor cu flori, numite și angiosperme sau magnoliofite. Omul face parte din încrengătura cordată. Cel mai mare taxon, regnul plante, animale. Aceștia sunt taxonii folosiți în sistematica organismelor vii. Până a trece la încrengătura organismelor vii, trebuie să menționăm că mai există o formă de viață pe Teră, se numește ea viață acelulară și este reprezentată de virus. Există entități biologice care nu se încadrează în definiția viului și nu se caracterizează prin toate proprietățile materiei vii, și anume autoreproducere, autoreglare, autoregenerare. Acestea sunt virusii și prionii, care nu au un metabolism propriu și nu se mulțesc în afara gazdei pe care o parazitează. Acești agenți sunt niște paraziți obligatorii care provoacă boli la diferite organisme. În timp ce virusul ocupă o poziție intermediară între materia vie și cea nevie, prionii sunt doar niște agenți infecțioși și nu pot fi clasificați la organismele vii. Din punct de vedere structural, virusii sunt formați dintr-o capsulă proteică numită capsidă, în interiorul căreia se conține o moleculă de ADN, poate fi mono sau bicatenar, sau ARN, la fel poate fi mono sau bicatenar. Spre deosebire de formele celulare de viață, virusurile de obicei nu conțin concomitent tipuri de acizi nucleici. Uneori pot avea la suprafață o membrană care provine din membrana gazdei distruse. Capsida virală poate avea cele mai diverse forme, sferică, ixoiedrică, de bastonaș, etc. În imagine aveți trei tipuri de virus
care se deosebesc și după forma capsidei și după conținutul acidului nucleic. Un adenovirus clasic este virusul gripal, reprezentat în imaginea C. Iar un arenovirus este virusul mozaicului tutunului. Apropo, figura B reprezintă primul virus care a fost izolat și studiat în lume. Virusii au 5 etape de atac a celulei gazdă. Prima ce vor face ei, se vor fixa. Particulele virale pe suprafața membranei celulei gazdă se fixează doar dacă răspunde receptori pentru această membrană. Iată de ce puțini virusi sunt universali. Majoritatea lor au celule țintă pe care le atacă. Pe o celulă se pot fixa de la câteva zeci până la câteva sute de virioni. Al doilea etapă, după ce a corespuns decodarea și atașarea la receptorii membranii celulei gazdă, este pătrunderea virionilor în interiorul celulei. În cea animală are loc prin pinocitoză sau fagocitoză, iar în cea vegetală prin leziunile din peretele celular. Aici, capsida se distruge de către fermenții gazdei, iar în interiorul capsidii, după cum spuneam, se găsește molecula bi sau monocatenară acidul nucleic, ea fiind eliberată, merge în etapa 3, și anume fabricarea componentelor virale, a proteinilor capsidii și acidul nucleic. În acest scop sunt folosite materialele gazdei, aminoacizii, nucleotidele, fermenții și organitele, ribozomii, care vor executa sarcina sau informația care vine din nucleul gazdei în care s-a înlocuit molecula de ADN viral. Autoasamblarea componentelor virale, după ce fabricile ribozomii vor face capsida, iar molecula de ADN se va replica, și părăsirea de către virionii noi formați a celulei gazdă. Aceștia atacă o nouă celulă sau trec într-o formă latentă. În urma epuizării rezervelor metabolismului celulei infectate, ea se dereglează ireversibil, fenomen incompatibil cu viața, ceea ce duce la moartea celulei. Având în vedere că suntem într-o perioadă foarte dificilă, cu foarte multă informație despre virusul COVID-19, e de menționat că nu este un virus nou sau un virus care nu a mai existat pe teră. În general, virusurile gripale sunt împărțite în 4 categorii: A, B, C și D. Virusurile de tip A sunt de două tipuri, în dependență de proteinele de pe suprafața virusului, și provoacă epidemii sezoniere în fiecare an, la fel ca și virusurile de tip B. Ele sunt de două sușe sau două tulpini, Yamagata și Victoria. Virusurile de tip C au o formă ușoară de boală, iar virusurile de tip D sunt caracteristici doar bovinelor. Cum are loc infectarea cu virusul? Prin transmisie, strănut, tusă, conversație. Incubația, în dependență de tipul virusului, poate să dureze de la 1 până la 3 zile. În comparație cu bolile bacteriene, infecțiile virale decurg mai vertiginos și incubația este de o durată mai scurtă. Debutul durează cu frisoane, febră, 39-40 de grade Celsius destul de ridicată, cefalee, zdrobirea musculară, colaps sau exitus, moartea în primele 24-48 de ore, în dependență de viralitatea virusului. Ce soluții pot fi propuse în cazul bolilor virale? Și apropo, această informație o să fie de folos, deoarece unul din item care este prevăzut în examenul de BAC este: argumentați și aduceți soluții în rezolvarea anumitor cazuri de boală. Repausul la pat, gripa picioare poate fi letală, camerele bine aerisite, fără supraîncălzire și aglomerații,
Evitarea contactului cu alte persoane, alimentație bogată, adaptată stării bolnavului, aportul caloric și hidric suficient, ținând cont de febră și transpirație, dezinfecție și igiena mucoaselor, ochii, nasul, gâtul. Pe scurt despre eroul tuturor știrilor din prezent, COVID-19. Coronavirusurile sunt o familie de virus care cauzează boli respiratorii pentru oameni. Circulă și în rândul animalelor. COVID-19 este unul din cele 7 tipuri de coronavirusuri cunoscute de la om, care a evoluat de la animale. Originea în China. Incubație până la 24 de zile. Simptome: febră, tuse, respirație scurtă și acută. Cazuri înregistrate: 179.103 la data de 16 martie 2020. Decedați: 7.079 la data de 16.03.2020. Așteptări, părerile experților. Experții sunt de părere că 70% din populația globului va fi afectată în următorul an. Extrem de transmisibil, posibilitatea de a fi transmisă înainte de a fi bolnav. Primul reg de organisme vii, cu structură celulară, cu autoreproducere, cu metabolism, este regnul Monera. Este unul din cele mai vechi regnuri și forme de viață pe glob. Reunește procariotele cu organizare monocelulară, microorganismele, nu au un nucleu adevărat, mitocondrii și dictiozomi. Materialul nuclear este nucleoidul, are două tipuri de nutriție, nutriția heterotrofă sau nutriția autotrofă. Reproducerea poate fi de asexuată, prin diviziune directă, amitotică, prin amitoză. Foarte rar se întâlnesc forme care posedă și un tip deosebit de reproducere sexuată. Modul de viață. Se întâlnește, practic, reprezentanții în regnul Monera în toate mediile de viață care există pe glob, inclusiv și ghețari, reactoarele atomice, în craterele vulcanelor, în aer, în sol, în apă, în corpul plantelor, pe corpul animalelor. Clasificarea procariotelor. Se clasifică ele în arhibacterii, bacteriile metanogene, și eubacterii, bacteriile propriu-zise, ca exemplu bacilul fânului, bacilul tetanic, bacilul tuberculozii, bacteriile fixatoare de azot, etc. Algele verzi-albastre sau cianobacteriile, ca exemplu cleiul pământului și oscilatoria. Caracterele generale ale eubacteriilor sau bacteriilor adevărate. Materialul genetic este o moleculă de ADN circulară, ribozomii rol în sinteza proteinelor, peretel celular, forma specific bacteriilor, după care, dacă vă aduceți aminte, când am vorbit despre procariote, se clasifică în gram pozitive, gram negative, flagelii, care au rol în mișcare, cili, care la fel au rol în mișcare, pilii, sunt niște filamente lungi cu rol în reproducere sexuată, și pigmenți asimilatori posedă doar bacteriile care au tipul de nutriție autotrof, rol în fotosinteză la bacteriile fotosintetizatoare. Nutriția autotrofă prin fotosinteză sau chimiotrofă prin chimiosinteză. Heterotrofă, saprofită sau parazită. Bacteriile pot fi clasificate după formă în 4 grupe. În formă de bastonaș le se spune bacili, în formă sferică le spune coci, în formă de spirală spirili și în formă de virgulă vibrioni. Ca exemplu, bacilul Koch, agent patogen al tuberculozii, are formă de bastonaș. Streptococul are formă rotundă. Vibrionul holerii, agent patogen al holerii, are formă de virgulă. Reproducerea. După cum s-a menționat, poate fi asexuată, prin diviziune directă și foarte rar sexuată, și în condiții nefavorabile, bacteriile formează spori de rezistență. Importanța procariotelor.
Cianobacteriile mențin constantă concentrația de oxigen în atmosferă. Asigură plantele cu compușii azotului necesar prin fixarea azotului atmosferic, de exemplu, cianobacteriile din genul Nostoc. Majoritatea speciilor de alge verzi albastre sunt pe cale de dispariție în prezent datorită acțiunilor radiațiilor ultraviolete. Procariotele asigură reciclarea carbonului, azotului, fosforului și altor elemente chimice. Bacteriile patogene provoacă boli, cum ar fi tuberculoza, gonoreea, ciuma, pneumonia, sifilisul. Escherichia coli, o bacterie care este folosită în sinteza de vitamine, enzime, medicamente. Bacteriile metanogene curăță apele reziduale și descompun plantele și animalele moarte. Ca urmare, se formează gazul metan. Bacteriile fixatoare de azot îmbogățesc solurile cu azot prin absorpția lui direct din atmosferă. De menționat că aceste bacterii trăiesc în simbioză cu sistemul radicular a plantelor din familia Fabaceae, formând așa zisele nodozități, niște metamorfoze a rădăcini, caracteristică doar plantelor din familia Fabaceae. În urma acestei simbioze, ambele organisme primesc beneficiu. Bacteriile primesc loc de trai, iar datorită faptului că sunt unicele forme de viață care pot să asimileze azotul direct din atmosferă, asigură planta cu nitrații necesari pentru creștere.